Bună seara, doamnelor și domnilor! Facem un salt destul de abrupt de la România în 7 gesturi, cartea lui Radu Paraschivescu, tocmai lansată și pentru care Radu Paraschivescu oferă autografe, la cea de-a doua carte din portofoliul Humanitas al lui Andrew Solomon, Departe de trunchi, o carte căreia îi doresc din plin să aibă și aparte de succesul de care a avut parte Demonul Amiezii, cartea pe care editura Humanitas a publicat-o în primăvara anului trecut, carte cu prilejul lansării care l-am avut și pe Andrew Solomon în România, după cum și în primăvara anului viitor, pentru o nouă întâlnire cu Andrew Solomon, ne pregătim și va fi și atunci, cred, una dintre întâlnirile speciale prilejuite de portofoliul editurii Humanitas. Departe de trunchi, 12 feluri de dragoste, părinți, copii și căutarea identității, lărgește, iată, înmulțește cu 12 preocupările lui Andrew Solomon. Dacă în Demonul Amiezii el făcea o călătorie, scria pe copertă Daniel Goleman, o călătorie de o sinceritate sfâșietoare printr-una dintre cele mai sumbre încăperi ale sufletului, cu Departe de trunchi el călătorește pe 12 alte planete întunecate, sunt 12 relații cu totul și cu totul speciale între părinți și copii. E o carte care, ca și Demonul Amiezii, respectă o structură foarte solidă, e construită tot în 12 capitole, 10 sunt propriu-zis fișele pe care le face Andrew Solomon pe cazuri particulare, cel din tâi capitol și ultimul fiind capitolele cele mai subiective în care el se livrează aproape că fără rest. Primul capitol intitulat Fiu, în care mărturisește în ce relație s-a aflat el ca copil aparte, diferit ce era părinții lui, iar ultimul capitol numit Tată vorbește despre această nouă identitate din viața lui Andrew Solomon, aceea de părinte. Spune el că a început să scrie cartea cu gândul de a se înțelege și de a se împăca cu părinții lui, cu tatăl lui, și a sfârșit devenind el însuși tată. Între aceste capete de pod, care sunt primul și cel din urmă capitol, se așează, așa cum vă spuneam, cele 10 capitole care fac miezul cărții. Despre ce e vorba, în definitiv, în această carte, cu un titlu poate contrariant, poate prea metaforic, Departe de trunchi, Far from the tree. Da, e vorba despre acei copii care nu verifică regula din zicala binecunoscută, așchia nu sare departe de trunchi. E vorba despre acei copii care sar, spune Andrew Solomon, fie câteva trunchiuri doar mai departe, când nu sar de-a dreptul la capătul lumii. Sunt copii care suferă de sindrom Down. Sunt copii cu schizofrenie. Sunt copii care nu aud lumea surzilor. Sunt copii care comit crime sau sunt copii născuți din viol. Dar sunt și copii supradotați, geniali. E foarte originală prinderea acestor copii în cartea lui Andrew Solomon. Sunt, cu alte cuvinte, așchii care, pentru că asta e nefericita de loterie genetică, mai mult sau mai puțin, au sărit departe de trunchiul care sunt părinții. Și atunci întrebarea cu care pleacă Andrew Solomon la drum e ce faci, cum faci ca părinte ca să rezolvi relația cu un copil în care tu nu mai poți să vezi proiecția nemuririi tale, pentru că altfel în clipa în care avem un copil pe undeva, e ce spune Andrew Solomon, pe undeva proiectăm în el nevoia noastră de a fi nemuritori și această nevoie trebuie verificată de trăsături comune. Oricând copilul e cu totul și cu totul altfel, iluzia ta la nemurire e spulberată și trebuie să pui altceva în locul acestei iluzii sfărmate.
ce pui, Andrew Solomon ne învață că nu poți să pui decât un singur lucru. Pui dragostea. De aceea subtitlul cărții este 12 feluri de dragoste, părinți, copii și căutarea identității. Pentru că și identitatea este una dintre temele mari ale acestei cărți, după cum redefinirea conceptului de diferență este una dintre temele mari ale acestei cărți. E o carte care, da, am curaj să o spun, poate că apare un pic prea devreme în România. Nu știu dacă nu cumva și în America a apărut prea devreme. Andrew Solomon e un mare curajos. E un autor care nu doar că abordează teme pe care multă lume preferă să le strecoare sub preș și mai cu seamă sub preșul prejudecăților, dar mai are și curajul de a se mărturisi. Să nu credeți că dacă el aici se bazează și face sinteza, atenție, a peste 300 de familii intervievate. Cartea aceasta, care e oricum mare, să știți că este rezumatul a 40.000 de pagini de studiu, de notițe, de conspect, etc. Să nu credeți însă că rămâne la nivelul acestui discurs de statistician sau de reporter care consemnează niște întrebări. Din nou, ca și în Demonul amiezii, Andrew Solomon se livrează și pe el. Pe el ca om, pe el ca ființă care a cunoscut limita. Poate am să vă citesc câteva dintre frazele lui perfect sculptate. El este înainte de toate un mare scriitor și e foarte bine că e un mare scriitor, pentru că în felul acesta, cred, reușește să deschidă mult mai bine ușa care duce înspre aceste probleme despre care vorbim sau nu vorbim, oricum în România cel puțin, poate că prea rar, și cred că doctorul Vlad Stroescu, în încheierea lansării noastre, are să ne spună câte ceva despre statisticile din România. De exemplu, pe autism, statistica indică un număr care e doar la jumătate din câtă realitate de copii autiști avem. Dar cea din tâi pe care am să o rog să continue lansarea noastră este Ioana Nicolae, care va vorbi ca mamă, ca autoare de cărți pentru copii și, fără îndoială, și ca profesor. Mulțumesc, Lidia! Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți la această lansare. Cred că sunteți la o lansare potrivită, pentru că este lansarea unei cărți din care, dacă veți avea curiozitatea și veți avea puterea să parcurgeți până la capăt toate capitolele, veți învăța foarte, foarte multe lucruri. Pentru mine a fost impresionant să descoper că există un autor care, plecând de la problemele sale identitare de mai multe feluri, descoperă, cum a spus atât de frumos Lidia Boda, descoperă tot felul de planete care de care mai triste, mai înspăimântătoare, dar în același timp care de care mai pline de un fel de strălucire subterană, pentru că toate aceste lumi transmit ceva prin ele însele. Și aceste lumi sunt planeta sursilor, cum a spus Lidia Boda, vorbește Andrew Solomon despre copiii care au sindrom Down, vorbește despre copiii geniali, vorbește despre copiii schizofreni și despre alte categorii de copii pe care dumneavoastră le veți găsi aici. Discuția sa sau teoria sa pleacă de la presupoziția argumentată, pentru că are un aparat critic extraordinar de consistent la sfârșitul cărții, vreo 100 de pagini, cred că sunt numai cu trimite la o mulțime de specialiști care s-au ocupat de problemele respective. Deci avem de-a face cu o carte teoretică aflată la intersecția dintre teorie și literatură. Ei bine, el vorbește de la ideea că există o serie de identități care se transmit pe verticală și altele pe orizontală. Identitățile care se transmit pe verticală sunt cele
apreciem, pentru că ne-am pomenit cu ele și le ducem mai departe. Cum este limba, de exemplu. Limba este o identitate de acest fel. Și etnia poate să fie o identitate de acest fel. O identitate care vine odată cu tine. Părinții își transmit copiilor atât limba, cât și cultura, cât o mulțime de astfel de lucruri și practic își formează copiii într-o direcție nenegociabilă. Însă, există și acele identități care sunt, spune el, construite pe orizontală. Ei bine, aceste identități orizontale vin dintr-o diferență, vin dintr-o lipsă. Pot veni în această carte din tragedia unei dizabilități, din tragedia unei boli, din tragedia pe care ți-o dă boala, dar pot fi și dintr-o opțiune. Dacă opțiunea ta, de exemplu, este să aparții comunității gay, atunci este o identitate orizontală. La fel, dacă te-ai născut surd, vei descoperi că există pe lume nu doar oameni sănătoși, ci există mulți care sunt ca tine și de la care tu ai de învățat și e foarte bine să ajungi în preajma lor pentru că nu te vei mai simți singur și extraordinar de izolat. Cartea este construită așadar dintr-o teorie foarte transparentă, foarte consistentă, care îți dă foarte mult de gândit, pentru că sunt lucruri la care cel puțin eu n-am reflectat îndeajuns până să citesc această carte și care mi-au stârnit extraordinar de tare curiozitatea și în același timp există prezentarea cazurilor propriu-zise. El intervievează familii, găsește cazurile și le interesează foarte mult, sigur, și ce se întâmplă cu cei care sunt în chestiune, cei care au dizabilitatea, dar mai ales cum modifică dizabilitatea pe cei din jurul persoanelor cu pricina. Părinții care au un copil autist. Părinții care au un copil autist, dintr-o dată își vor modifica toată viața și își vor pune toată energia în slujba acestui copil. Îl vor duce la psihologi, îl vor instrui cu o mulțime de logopezi, vor încerca să-i construiască ei lumea de care copilul are nevoie ca să se dezvolte. Vor încerca să obțină cele mai bune rezultate pentru acest copil. Cum se întâmplă lucrurile astea? Cum se raportează părinții la ele? Se raportează ca la o tragedie? Se raportează, sigur, la început se raportează, bănuiesc că toți părinții care sunt în această situație ca la ceva, ca la o catastrofă. Dar după aceea această catastrofă îi modifică și le dă o putere extraordinară. Și sigur, forța esențială, forța primară este dragostea. Fără dragoste nu se face nimic. Și aici sunt inventariați foarte mulți, foarte multe cazuri și vreau să vă spun doar câteva lucruri care mie mi-au rămas în minte. De exemplu, cum simte un autist lumea? Un copil autist lumea? Unul dintre părinții care și-a dedicat viața propriului copil și după aceea unei comunități întregi de copii autiști, pentru că a descoperit tot felul de metode de a lucra cu ei, făcea următorul lucru. În momentul în care venea cineva la el în vizită și întreba, dar ce e asta cu autiștii? Cum e povestea asta? Îi spunea, uite, îți dau în camera alăturată, am ascuns un obiect și pun pariu cu tine pe $200 că nu-l vei găsi. Și bineînțeles că intrigat vizitatorul, cum să nu-l găsesc, intra în camera alăturată, numai că acolo erau perdelele trase, deci era semi-întuneric și începeau zgomote, toți copiii care erau în preajmă începeau să strige, să urle în toate felurile. Și persoana trebuia să caute un obiect într-o mulțime de urlete continue, într-o cantitate insuportabilă de zgomote și într-o cameră neluminată. Și sfârșea firește prin a nu găsi obiectul, a venit și a întrebat, ce vrei de la mine, că nu înțeleg. Și atunci se spunea, ei bine, așa vede, simte un autist lumea. Asta e lumea autistului, lumea camerei în care ai fost.
alte lucruri pe care aș vrea să vi le spun, le veți descoperi, sunt foarte, foarte multe. Cazurile inventariate sunt impresionante. Sunt pe mine, sigur, dar nu o să dezvolt în direcția asta. M-a impresionat foarte tare capitolul despre viol, despre copiii născuți în urma unui viol. Și el face și o istorie a acestui tip de abuz. Și e vorba despre condiția femeii și despre cum s-au modificat percepțiile asupra raportului între sexe de-a lungul istoriei și ce se întâmplă astăzi. Din punctul ăsta de vedere, da, Lidia, cred că este o carte care a venit, nu știu dacă prea devreme, dar oricum a venit într-un moment în care avem nevoie, pentru că avem nevoie de discuții despre aceste lucruri. M-a impresionat foarte tare povestea unor copii geniali. Toți ne dorim copii geniali. Niciodată nu ne gândim că un copil genial, de fapt, este un copil diferit. Este altceva și că genialitatea vine cu o lipsă. Ce vine în plus e compensat pe un minus. Pe un minus foarte mare de multe ori. Și este o poveste foarte frumoasă care e așa, seamănă, m-am gândit foarte tare la Mozart, pentru că e o poveste a unui muzician care trăiește, sigur, un muzician genial care la 2 ani putea să interpreteze Bach fără nicio problemă, care când s-a așezat la pian nu s-a mai desprins 2 săptămâni de pian și a ajuns la 3 ani să cânte orice și care, și asta mi s-a părut extraordinar de frumos, care se distra la 5 ani în felul următor. Când avea un safir, el compunea muzică, le făcea portrete muzicale celor care veneau în vizită și îi punea să ghicească pentru cine e în melodia asta. Și toată viața lui era în muzică. Sigur, a avut parte de o familie care l-a sprijinit și ce a însemnat genialitatea? A însemnat, sigur, că a ajuns să fie unul din cei mai mari interpreți ai lumii. A ajuns să cânte în cele mai nemaipomenite locuri posibile, dar întotdeauna însoțit de mama, care și-a dedicat toată viața lui și de profesoara lui de pian, care l-a descoperit la 5 ani și cu care a mers în continuare mai departe. Deci toate lucrurile care sunt extraordinare vin și cu un mare sacrificiu îndărăt. Este o poveste despre... Cartea asta este o poveste cu multe, multe capitole despre oameni. Despre oameni, despre puterea extraordinară a oamenilor de a descoperi soluții, de a nu se da bătuți, de a avea curaj și de a merge mai departe în ciuda a orice. O să mai spun doar două lucruri. Unul dintre ele, pentru că mi-a plăcut, spune la un moment dat Andrew Solomon, zice, aproape toți cunoscuții mei, sau aproape noi toți, ne mândrim foarte tare că nu semănăm cu părinții noștri, că nu avem nimic de a face cu părinții noștri, că ne-am desprins foarte tare de ei și că n-am vrut să semănăm cu ei. Și noi toți ajungem la rândul nostru părinți și suntem foarte contrariați că ne uităm la copiii noștri care nu vor să semene cu noi, care fac orice să nu semene cu noi și care sunt foarte mândri că nu ne seamănă. Astea sunt cazurile cele mai frecvente, cazurile fericite și vă doresc să aveți parte de calitate de părinți sau de bunici, numai de cazuri fericite, sunt cele în care copiii sunt mulțumiți și vor să semene cu părinții. Dar eu nu știu dacă dumneavoastră ați vrut să semănați cu părinții și dacă ați semănat. Eu întotdeauna am spus că eu nu semăn cu părinții mei. Eu sunt din categoria celor care nu seamănă. Asta ne însemnând, sigur, că nu mă admir și nu mi iubesc părinții. Și ultimul lucru pe care o să vi-l spun este unul emoțional. Mi s-a întâmplat acum aici, firește, eu știam că voi avea de prezentat această carte. Au
fost la standul editurii Humanitas, dacă ați fost în preajmă, ați văzut că au fost foarte multe lansări și mulți, mulți oameni, probabil că și dumneavoastră ați făcut parte din public. Și la una dintre lansări am stat undeva acolo, ascuns aproape după stand, pentru că nu mai era loc, și lângă mine era o doamnă. Și doamna avea doi copii. Unul dintre copii era o adolescentă, probabil în jurul vârstei de 13 ani, și celălalt copil era în jurul vârstei de 8-9 ani. Și adolescenta, poate ați văzut-o, stătea atârnată de mama și era evident că este un copil cu probleme. Copilul mai mic stătea și el lipit de mama. Și mama stătea acolo în picioare la lansare și a stat o jumătate de oră sau o oră cât a durat lansarea, liniștindu-și ambii copiii cu o putere extraordinară. Eu știam că voi avea de vorbit despre o carte în care există un capitol întreg despre autism și am văzut copilul adolescent care se desprinde de mama și mi se aruncă în brațe. Și am stat și mi-a pus brațele pe el, pe corpul lui, și am stat așa, cred că 5 minute, într-un fel de stare incredibilă, pe care e foarte, foarte greu să vă transmit. Era un copil cum n-am mai ținut niciodată în brațe și m-am gândit ce se întâmplă cu mama, care vine și stă la lansările de carte, și la sfârșit își scoate, printre cei doi copii își scoate cartea și stă și la rând să ia autografe. A fost foarte emoțional pentru mine și eu a trebuit să vorbesc acum despre și despre copii cu autism în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici. Recomand cartea, este o carte din care toți cred că avem lucruri de învățat. Eu una am învățat foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Ioana Nicolae. Într-adevăr, nimic nu se compară cu o îmbrățișare. Mai departe. Bună seara tuturor. Vă promit că o să fiu succint, pentru că nu știu ce aș putea adăuga în plus față de antevorbitorii mei. Și pentru că e o carte atât de elocventă încât nu suferă foarte multe comentarii în jurul ei. Eu sunt psihiatru de meserie și sunt un psihiatru destul de obosit. Poate cunoașteți stereotipul ăla al medicului român, e mereu obosit. Am și o oboseală mea, și nu pentru că m-ar obosi neapărat munca în sine, că nu e o muncă așa de obositoare, stau foarte mult jos, și este o oboseală a comunicării. În fiecare zi la serviciu mă înfrunt cu un mare efort și adesea un eșec de comunicare. Mai întâi mă confrunt cu o cantitate uriașă de prejudecăți, de, cum să spun eu, de idei foarte ciudate, dar foarte înrădăcinate și foarte imediat adoptate de cei cu care mă întâlnesc. Mă confrunt cu sentimente uriașe de vinovăție și de rușine, acolo unde vinovăția și rușina nu ar avea ce să caute, cu dileme covârșitoare de genul ce e neregulă cu mine, oare ar trebui eu prin propria voință să mă schimb, mă simt vinovat pentru ceea ce sunt, ce o să zică lumea despre mine, oare o să fiu dat afară de la serviciu, care o să fie locul meu în lume. Vă dați seama ce sarcină e, lumea așteaptă un răspuns de la mine sau de la noi psihiatri și noi nu avem răspunsul ăsta. Și nu numai că nu-l avem, dar ne este foarte greu să formulăm în cuvinte măcar o rezonanță de compasiune. Și aici intervine Andrew Solomon. Dacă ne e foarte greu să, dacă nu ne găsim cuvintele în situații de genul ăsta, poate că e vina limbajului. Și cartea asta o să aibă foarte mult succes, pentru că ea e o carte foarte limpede și vă promit că o să o citiți, nu o să o lăsați din mână. Nu e o carte, e groasă, dar nu este grea. Este o carte, un page-turner, deși este o carte foarte serioasă. Însă, deși e ușor de citit, e o carte foarte subversivă și conține un soi de gândire mutantă și foarte nouă. Și mă aștept de la genul ăsta de gândire să ne ajute foarte mult în viitorul comunicării noastre. Ce face Andrew Solomon în cartea lui, de fapt, este să șteargă granițele dintre niște noțiuni foarte, care păreau foarte bine stabilite și care încep să se confunde unele cu altele. Prima graniță pe care o șterge este aceea dintre defect și identitate. Adică suntem foarte obișnuiți să ne gândim la
în termen de boală și sănătate sau defect și perfecțiune, să zicem, la capete opuse. Ori, ceea ce Andrew Solomon ne lasă să descoperim este că diferența asta este cât se poate de artificială și că există o sursă de bogăție și de diversitate și de, cum să zic eu, de ceva care adaugă comorii noastre comune în ceea ce noi consideram defecte, în, chiar în lucruri evidente, cum ar fi surditatea. Cine se gândește la surditate ca la un dar? Nu cred că se gândește cineva la în termeni ăștia și cu toate astea, în bună măsură, este adevărat. El nu face un... Andrew Solomon nu este neapărat un militant al celor cu dizabilități sau nu în termeni în care se face astăzi militantismul pro-dizabilitate. El acceptă că este o permanentă suferință, acceptă că este și un furt de identitate, cum se întâmplă în schizofrenie. El nu pretinde că persoanele care suferă de schizofrenie sunt o categorie pur și simplu diferită pe care ar trebui să o acceptăm și să negăm existența schizofreniei ca boală, așa cum pretind antipsihiatrii. El recunoaște existența suferinței, dar ceea ce el nu recunoaște este dimensiunea extremist negativă a suferinței și a diferenței și a defectului. Și sunt un mormânt de alte noțiuni, aparent antagonice, între care granițele se șterg sub stiloul lui Andrew Solomon. De exemplu, între alienare și integrare. Nu toți suntem cumva un pic alienați din momentul în care ne naștem. Și cu toate astea, toți ne căutăm locul în lume. Nu există niciun fel de integrare fără o doză de alienare de către restul lumii. Se șterge granița dintre suferință și reziliență. Solomon recunoaște că toți studiem foarte mult suferința. Pur grâuri de cerneală despre suferință. Noi, medicii, studiem doar suferința. Asta facem. Toate jurnalele noastre științifice se ocupă de suferință. Extrem de puțini oameni, de-abia de acum începe să existe preocuparea asta, studiază reziliența. Or, omul este capabil de reziliență, cel puțin pe cât este capabil de suferință. Se șterge chiar și granița între speranță și fericire. La un moment dat spune un lucru destul de zguduitor, deși, mă rog, nu-mi place nici o să fac abuz de cuvinte și uite că tocmai am făcut. Speranța poate fi temelia nefericirii. Nu? Sperăm așa de mult de la copiii noștri, sperăm mai ales atunci când ei sunt diferiți sau când suferă sau când au ceea ce noi percepem că a fi un defect, sperăm ca defectul ăla să dispară cu totul, dar ceea ce ne dorim de fapt, tot Solomon zice, este să avem un alt copil cu același aspect, cu aceeași înfățișare, dar care să-și piardă identitatea cu care s-a născut sau pe care a căpătat-o orizontal, cum ne-ați dumneavoastră înainte. Și există o capcană în treaba asta. În sfârșit, aș vrea să remarc cât de greu încadrabilă e cartea asta de parte de Trump. Nu știu, e o carte, într-adevăr, care poate părea și chiar este. E o carte științifică, are o bibliografie impresionantă, este ca un tratat. Și cu toate astea nu se citește cu greutatea unui tratat și nici nu are ermetismul tratatelor rezervate unei categorii profesionale restrânse. Însuși, Andrew Solomon, care e meseria lui Andrew Solomon? Sigur că este o meserie universală, cea de scriitor. Dar mă uitam zilele trecute pe Goodreads, cineva zicea că e psihiatru. Solomon nu este psihiatru. Da, e Solomon este... el și-a câștigat literele de noblețe în psihologie, scriind despre propria lui suferință și studiind-o la modul nemijlocit. Deci el este acel caz rar de pacient, dacă vreți, din punctul meu de vedere, de la care noi am avut foarte mult de învățat. Adică el este cel care ne-a învățat pe noi și el este cel care acum ține lecții psihiatrilor. Deci până și Andrew Solomon este foarte greu încadrabil, inclusiv profesional, nu numai ca în privința, cum să zic, excentricităților pe care el însuși le recunoaște și le studiază. Poate că aș zice că e o carte de antropologie. Poate că asta e știința care înglobează cel mai bine cartea asta. Și în mod sigur cartea avea succes pentru că vine pe un foarte mare vid și cu o foarte mare nevoie și o nevoie de limbaj, după părerea mea. În sfârșit, ultima remarcă și cu asta promit că am terminat. Citind cartea asta, nu știu câți dintre dumneavoastră știați, dar Andrew Solomon are rădăcini românești. Unul dintre bunicii lui, dacă am înțeles, era un evreu din România. Am uitat exact zona geografică. Dar zona Botoșani. Poate că ați auzit de Georges de Vereux. El este fondatorul etnopsihiatriei. Contemporan cu Claude Lévi-Strauss, în acea efervescență culturală franceză, a apărut un profund psihiatru, Georges de Vereux, care era tot de origine română, tot evreu, cu o identitate foarte misterioasă,
și care scria în anii 30 un articol care se numea, citesc din memorie, Renunțarea la identitate ca apărarea împotriva anihilării. Deci un evreu român emigrat în Franța în anii 30, începutul anilor 40, spunea într-un mod desigur subversiv, era o ironie acolo, că ca să rezistăm și să nu fim anihilați, trebuie nici mai mult, nici mai puțin decât să renunțăm la propria noastră identitate. N-avem încotro. Așa era vremea atunci. Iată că acum o altă personalitate cu origini românești susține contrariu. Eu zic că asta este un semn foarte bun și că ecoul ăsta care transcende deceniile trebuie să ne dea foarte multă speranță și poate că nu e prea devreme pentru cartea asta, poate că nimerește la momentul potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc Vlad Stroescu, mulțumesc Ioana Nicolae pentru autografe, Andrew Solomon, cum spuneam, sper să ne revedem în primăvara anului viitor. Știu că pe semne, mulți dintre dumneavoastră deja s-au săturat de mine, sunt de azi dimineață în stand, dar eu rămân aici pentru că, dar nu pentru că aș fi eu importantă, ci pentru Cartea Simțurilor, poate una dintre cele mai frumoase pledoarii pentru simțuri din câte există. Ioana Nicolae poate să rămână deoarece e autor în Cartea Simțurilor. L-aștept pe Dance Mihăilescu, el e păstorul acestui volum, pe Ioana Hârvulescu și dacă stau să stric catalogul cu cei 21 de autori ai cărții, de adevăratele ai așteptăm pe oricare dintre ei a biruit să fie în astă seară la târg. Așadar, Cartea Simțurilor în îngrijirea lui Dance Mihăilescu cu Gabriel Liceanu, Mihai Mănuțiu, Dance Mihăilescu, desigur, Angelo Mitchievici, Horia Roman Patavievici, Tania Radu, Antoaneta Ralian, Cătălin Ștefănescu, Ana Barton, Adriana Vitel, sigur am zărit-o pe doamna Vitel dintre dumneavoastră, dar ea e de felul ei o discretă. Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Ioana Nicolae, Radu Paraschivescu mai are acolo de dat autografe, Ioana Pârvulescu, Părintele Constantin Coman, știu că nu e în țară, altfel nu cred că ar fi ratat la seara noastră. Pe Horia Paștina, cred că l-am întrezărit de asemenea acum câteva minute. Monica Pilat mi-a promis ieri că încearcă să ajungă. Andrei Pleșu a fost până mai de ună zi aici. Mihai Sârbulescu, de asemenea, la un moment dat ochii mei l-au zărit, Victor Ieronim Stoichiță. Acești